să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securii. Bun venit la Starea Nației, eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. E, zi mare azi pentru ortodoxie, sărbătoarea înălțării. Mă rog, Teodosie încă e mahmur după Paștele de ieri, dar are vreme până la Crăciun să organizeze și câteva înălțări. Mamă, mamă, cum l-a expediat DJ Teo și Pagoveanu pe Iisus, cred că n-a înțeles nimic săracul. Învie, înalță-te, hai, hai, că n-avem timp, avem treabă. Mă vezi lingurița asta? Trebuie să o bag în toate gurile de aici. Tu vezi cât popor? Crezi că stau după tine, Iisus? Hai, hai, hai. Stați, domnul Teo, stați, că abia am înviat. E destul de grea treaba asta cu învierea, să știți. Hai, lasă, lasă, că știu cum e, prestez în fiecare an. Înalță-te mai repede, mă, băiatule, să nu iei coronavirus de ăsta. Asta mi-ar lipsi, să-mi aud vorbe că te-am îmbolnăvit și pe tine. Ci că i-ar fi zis Iisus lui ol bătrân: bă, tată, n-am înțeles prea multe, dar a zis că mă mai cheamă de câteva ori până la Crăciun. Ci vor fi amândoi un trup, taina aceasta este mare. Comisia Europeană vrea ca fiecare cetățean să aibă o carte de identitate digitală pentru a elimina birocrația și a crește gradul de digitalizare a serviciilor. Aoleo, păi ce mi-e chipul, ce mi-e cartea de identitate digitală? Bill Gates, potolește-te, omule, potolește-te! N-o să-ți infiși nimic în corpurile noastre, da? Senatorii au votat declararea lui Horea, Cloșca și Crișan martiri și eroi ai națiunii române. Păi stă... Băi, alo, păi... Păi și Vela? Haideți, mă, fraților, nu se poate. Deci eu propun să-l scoateți pe Cloșca și să-l băgați pe Vela. Pe cuvânt, Horea, Vela și Crișan, sună super! Oricum, Cloșca, dacă mă întrebați pe mine, suna așa, a țărăneală. Adică, bă, strica tot feng shui-ul grupului regulamentar de 3 persoane. În sfârșit, suntem de aceeași părere. Mirel Palada a fost trimis în judecată pentru agresarea senatorului Mihai Goțiu în 2017 în studioul B1 TV. Pentru agresarea în formă continuată a bunului simț și a decenței, continuă să nu i se întâmple nimic. Băsescu Traian, cum îi este trecut numele în dosar la tribunal, sau simplu Petrov, cum figurează în arhivele securității, ei bine, Băsescu a zis așa: dacă Câțu a împrumutat azi 3,2 miliarde de euro ca să-i dea la pensii și la alocații, să știți că este un criminal. Așa e turnătoria ta. Un adevărat patriot e cel care ia 3,2 miliarde de la pensii și de la alocații. Cum le aranjează timpul pe toate, până la urmă, individul ăsta o să rămână în istorie drept acel turnător care a tăiat salariile. Cum? Noi? A, noi vom rămâne în istorie ca proștii care l-au pus președinte de 2 ori. Un sfert dintre români câștigă mai puțin bani decât înainte de pandemie. Ceilalți probabil că nu câștigau nimic nici înainte. Datele oficiale arată că în toată țara sunt mai bine de 248.000 de copii și aproape 2.000 de profesori care au nevoie de un dispozitiv electronic pe care să facă educație online. Bine, mie mi se pare că datele oficiale arată de fapt că avem nevoie de un minister al educației, de un ministru, de niște legi. Asta așa, pentru început. Ministerul Sănătății spune că măsurarea temperaturii este obligatorie, dar cei de la Ministerul de Interne spun că nu există sancțiuni pentru cei care nu respectă normele. Vor fi mustrați cei care nu vor, da. Vor duce cu ei greaua povară a mustrării. Iar dacă sunt obraznici, li se va face așa cu degetul. Să vă fie rușine, o să-i termine asta.
Să-i fie rușine poporului român. Pe asta ați procesat-o? Un condamnat pe viață pentru 6 crime a ieșit după 22 de ani pentru bună purtare. N-a mai omorât pe nimeni în acest timp, a? Și-a dat seama că a greșit, cred. L-ați simțit, Țecăia, nu? Vorbea din inimă, nu? Judecătorii? Na, păcat că n-au putut să își susțină cauza și cei 6 dispăruți. Ghinion, a? Să știți că există și o parte bună a pandemiei. Tinerii s-au apropiat mai mult de lectură. În perioada stării de urgență, vânzările pentru titlurile online au crescut cu 30%. Să vezi ce o să fie acum pe la terase de la 1 mamă, numai discuții despre Schiller, despre Camus. Alo, păpușe, vii pe la mine să-ți arăt mitul lui Sisif? Bine ați venit la Starea Nației. Nu știu dacă ați observat, dar de câteva zile domnul Vela e mai pe mucles așa. Adică înainte de fiecare măsură anunțată, el zburda pe toate televiziunile. O să facem, o să dregem. Se spărgea în figuri. Când apărea Iohannis să anunțe, președintele părea doar un maimuțoi care limita pe Vela. Dar cred că le-a zis Iohannis când i-a adunat la Vila Lac 14 sau cât o fi fost: bă, dă-o încolo, după ce că vorbesc cu dificultate, mai vorbiți și voi peste mine. Ia gata, în următoarea perioadă vorbesc doar eu. Atenție, atenție, atenție. Hai, tati, hai, că-i toată țara geană. Vrea lumea, terase, plajă, dans, fotbal, popice, naiba știe ce mai vor oamenii. E cum ne așteptam, deci ne relaxăm încordați. Distanțare, dar cu terase, cu plaje, cu spectacole de 500 de oameni. Oho, se dă drumul și la fotbal. Asta a fost haioasă. Domnul președinte, dacă practică doar sportul numit mers pe munte și poze cu turiști, nu știe că poporul e cu fotbalul. A zis ceva ciudat cu sporturile de contact în aer liber, cu... Adică, na, sper că nu e vorba doar că se dă drumul la table în parc, însă fiecare jucător cu zarurile lui. Se vor putea relua competițiile sportive începând din 1 iunie, dar atenție, pentru sporturile care se practică afară, în aer liber, și mai puțin sporturi de contact. Domn președinte, am înțeles. Deci grămada aia de la rugby se face așa, mai mult ca o horă, distanță, frumos, țaca-paca, dansează băieții. Ideea e de fotbal. E sport de contact, dar înțelegem că e ok. E semi-contact. Domnul Iohannis, știți care e fotbalul, da? E ăla cu mingea rotundă, dar care nu e cu mâna, ci cu piciorul. Fără spectatori. Treaba ciudată e cu examenele. Copiii cu temperatura peste 37,3 vor da examenele, evaluare și bac mai târziu. Aici nu știu cât e de ok. Nu știu cât e de legal să le faci asta copiilor. Temperatură 37,3 nu înseamnă practic nimic. N-are nicio legătură cu ceva contagios. Înțelegem, pandemie, dar de ce nu pot da atunci examen în alte săli, singuri? De ce să nu aibă șanse egale, tot atunci, pe aceleași subiecte? Era să zic, sta să vedem ce spune și ministrul educației. Dar apoi mi-am amintit că nu avem ministru la educație. Vorba aia de 30 de ani, tati. Dragi români, dragi tineri, dragi elevi, dragi copii, cu toții vom reuși să trecem cu bine peste această perioadă de epidemie. Ca să zic așa, domnule președinte, v-au venit dragii pe noi, a? A apărut o problemă. Ce voiam să vă spun, pensionarii, mai ușor cu banii, ne-am înțeles? Banii aduc discuții, da? Că de la bani se iau oamenii când se iau. N-ai bani, n-ai probleme, domnule. Vreți să ajungeți ca statul român? Pe bune, vă place cum arată statul român? Uitați ce au făcut banii din statul român. E terminat, domnule, e distrus. Se împrumută în stânga și în dreapta, vinde aurul, gazele, pădurile. Bani și iar bani. Așa vreți să ajungeți și voi, dragi pensionari? Nu cred. Așa că haideți, vă rog eu, lăsați-o mai ușor cu creșterile, cu măririle astea, cu banii. Ne împrumutăm cam cu 1000 de euro pe secundă. Rata dobânzii în România 3,6%, în Bulgaria de 0,2%, în Polonia 1,34%, Ungaria 1,88%.
1000 de euro pe secundă ne împrumutăm? E bine, e măriți la 1500. Să punem și ceva deoparte, nu? E bine, mă, să ai ceva cașcaval în buzunar, că uite, nu știi ce mai lovește. Cum e mărlănia asta financiară, fraților? Ce prostie! Ce sistem absolut imbecil, făcut împotriva oamenilor, făcut de bogați pentru bogați. Deci cu cât ești mai puțin credibil, cică, cu atât îți cresc dobânzile. Ce înseamnă credibil? Bă, dacă dai bani înapoi sau nu. E, dacă eu cred că nu mi-i poți da, ce fac? Nu-ți mai dau? Nu! Îți dau, bineînțeles, dar îți pun dobândă mai mare. O, da, e clar, cu o dobândă mai mare, sigur voi putea să-ți înapoiezi banii. Dacă aveai dubii cu privire la returnarea banilor, punând o dobândă mare, practic, ai scăpat de emoții, nu? Sigur ți voi da înapoi. Bă, dacă zici tu... De fapt, știm cu toții, nu e vorba de nicio încredere, fraților, ci de cămătărie. Ăsta e sistemul bancar, cămătărie legală. Te prind că ți-ar de buza, te-am taxat, îți pun dobânda cât vreau eu. Aia e, și muncești restul vieții tale pentru mine. Sigur, tu, prins în cursa șobolanului, vorba lui Kiyosaki, crezi că așa trebuie să fie viața, că așa ți se spune peste tot, să muncești ca să plătești la bancă o rată pentru un apartament de 60 de metri pătrați, care devine practic viața ta. Cine ești tu? Un apartament cu două camere în Berceni, pe care îl las copiilor. Wow, foarte tare! Pentru bancă e simplu, îți convine bine, nu-ți convine, du-te măta, că legile mă protejează pe mine, bancher, nu pe tine, fraierică. Dobânzile la care noi ne împrumutăm în comparație cu dobânzile la nivel european sunt mai mari. Deci începe să apară încă o îngrijorare, și anume o anumită poziție față de România celor care ne dau bani. O poziție de, a spune eu, de lipsă de predictibilitate, pentru că și de neîncredere. Se plătește în continuare suma pe care noi o planificăm pentru investarea armatei. Noi suntem printre singurele țări din Europa care ne-am grăbit și am plătit înainte de livrarea mărfii. E, așa e România, datoare ruptă de datorii, dar cu coada pe sus. Când intră în magazinul de arme, sparge, domne, câteva miliarde. Nu, serios, nu-i dă nimeni în judecată pe ăștia pentru ce fac? Suntem singura țară din lume care în plină pandemie bagă bani în armament, adică în economiile altora. Ce dovadă mai clară de durere la spate față de bunăstarea oamenilor mai vrem? Da, revenind la pensionari. Așa vreți să ajungeți, dragi pensionari, ca România, cu gândul doar la bani? Niște materialiști, niște cheltuitori, niște împrumutați și niște datori? Adică ați făcut atâtea eforturi toată viața să nu mai sperați nimic, dar nimic de la acest stat, și acum vă faceți din nou iluzii că vor crește pensiile. Doar ce v-ați vindecat să sperați la o viață decentă și acum ce faceți? Vă lăsați din nou păcăliți. Mă rog, liberalii să nu creadă că n-are cine să-i apere pe pensionari. Nu, e fata asta din Craiova, Olguța, mamă, o nebunie. Îi iubește pe pensionari? Ceva de speriat. În momentul în care guvernul României va modifica prin ordonanță de urgență legea pensiilor publice, nu pot să fac această modificare a legii decât printr-o ordonanță de urgență, iar în momentul în care o vor adopta, vom începe deja strângerea de semnături pentru depunerea moțiunii de cenzură. Până aici, Cățule, până aici! N-ai mai fost gâriat pe față de mult? Ai grijă cu părul ăla, da? Dacă intră doamna Olguța cu manicura în el, praf îl face. A, apropo, fraților, l-ați văzut pe Cățu? M-am speriat, serios? Am zis, ia uite, bă, frate, l-au pus ăștia pe Conan O'Brien la finanțe. Ce să, o fi vrut și el să fie mai credibil. Așa, unde eram? Ah, la Olguța, poreclită marș du tramvai. Deci ați auzit, să nu se atingă nici de o virgulă din lege. Pentru că legea asta nu e doar pentru pensionarii de azi, băi, ci pentru generațiile viitoare, în vecii vecilor,
Amin. E ca piramidele, bă, legea asta. E ca marele zid chinezesc. O să vină lumea peste ani, o să-și facă poze cu ea. Na, deci va fi interesant. Vorba aia, se purta Nea Livache cu mustață când am văzut-o pe Olguța ieșind la bătaie ultima oară. A, doamna Olguța? Dar vrem ceva frumos, doamnă. Deci nu bătaie direct, bam, bam, nu, nu. Cu preludiu vrem, cu mahalageală, cu strigăte, cu poale în cap, cu șomâldoaca dracului. De-astea, doamnă, ce-ați învățat de la Vadim? Nu ne batem joc, da? Adică aia e legea cu care ați umblat în poșetă de la o televiziune la alta, doamnă. Nu ne jucăm așa. Am spus-o, am spus-o de foarte multe ori. Eu v-am spus că Ștefan Ion, pe numele lui de scenă Grindă, e o mare capacitate. Ministru dezvoltării, totuși. Practic, el și ce are el între urechi, mă rog, ar trebui să gândească ceva care să ducă țara asta din punctul A în punctul B. Iar punctul B, dacă se poate, să nu fie totuși moartea clinică. E, fiți atenți ce a gândit Grindă. Grinda de care atârnă țărișoara asta. Peste 600 de lucrări considerate urgente de Ministerul Dezvoltării au fost notate într-un ordin care a ajuns și pe masa primarilor. Marele a fost însă uimirea să constate că investițiile de pe lista guvernului au fost deja în mare parte și realizate în ultimii ani. Este finalizat în proporție de peste 95%. De pe bugetul local îmi era imposibil ca să fac această investiție. Oh, Grindă, nebunule! Auzi, ai și planuri pentru viitor? Sau numai de-astea pentru trecut? Am impresia că în politica noastră prostia a anulat până și instinctul de conservare. Acest om, Grindă, pur și simplu se face de râs pe bandă rulantă și el se uită senin și senil la tine. Da, zâmbește, merge înainte ca armata rusă. Ăsta o fi, mă, secretul reușitei în viață? Ce dacă ești pământ de flori? Mergi, mă, înainte. Deci Ministerul Dezvoltării dă bani primăriilor pe lucrări care au fost deja făcute în anii trecuți. Bă, făcute, achitate, tot. Este ca și o glumă. Nu se poate să spui că sunt bani solicitați, că ți se acordă din nou bani pentru o investiție care este deja finalizată în proporție de 95% sau alte investiții din alte localități unde sunt finalizate și chiar recepționate. Ce să, acum... Mă, aia e, luați banii și mai faceți odată lucrarea. Ați făcut podul? Mai faceți un... Ce mă strică două poduri? Adică v-ați milogit atâția ani la guvern pentru niște bani, iar acum să-i dați înapoi? Ați făcut un drum? Mai faceți unul lângă. Faceți autostradă în comună. Păi da, 300 de metri de autostradă. Din poarta bisericii până în poarta stadionului. Iar pe mijloc, pascvacile. Acum e de prisos treaba asta. Eu cred că sunt așa înainte de campania electorală. E o chestie cu is electoral. Alți prieteni de-ai mei primari care i-am întrebat, zice: bă, nele, păi eu am și terminat drumul ăla. Bă, eu am și terminat la biserica aceea. Grindă, mă, superb. După ce că n-avem bani, plătim podul lui Apolodor din Damasc. Vă dați seama că Grindă s-a uitat pe acolo prin birou. Ia, mă, ce au cerut oamenii, mă? Ia, mă, să le dăm la oameni, așa, așa. Opa, ia uite, din 2014, păi hai să le dau niște bani. Stai calm, bre, că dacă era după voi, mureau oamenii aia la sat de mult. S-au mai lipit la un fond european, mai din bugetul local, de bine de rău. Au asfaltat un drum și a mai făcut și primarul o casă, na, să fie toată lumea mulțumită. Deci, domnul Orban, super, domne, nu doar că economia era pornită, dar se pare că avem deja o țară construită. Ușor, ușor, descoperiți că nu prea aveți ce să faceți. Da, domne, păi nu vezi că n-ai pentru ce să dai bani, pentru că totul e construit deja? Ai dracu pe sediști, ce capcană v-au întinsă, a? Toată ciuma roșie! Băi, băi, ia gata, fiți atenți, șt, băi! Se împart bani de ajutoare de la UE? Este, mă, bă! Băi, fiți atenți, organizare, da? Cum știm noi. Deci ne luăm treningurile alea rupte, nu alea bune de nuntă, da? Și stăm așa amărâți. Marote, da. Dă mâine trai și tu un picior după tine, da? Să se vadă, bă, că suntem cu sechele. Să li se facă ăstora milă.
Haideți, mă, mă, mai așa, haideți, mă, nu fiți fraier, că e vorba de cașcaval ca lumea. Dacă ne jucăm bine cartea fraților și fraierim, doi ani nu mai muncește decât doamna Firea. Da, dânsa e silitoare, n-ai ce să... Comisia Europeană propune un plan de redresare economică fără precedent de 750 de miliarde de euro pentru a contracara efectele crizei coronavirusului asupra economiilor țărilor membre. România ar urma să primească din această sumă aproximativ 33 de miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi. Gata, se aprobă! 33 de miliarde? Mamă! Împărțiți și voi la câți mai suntem pe aici, vine... Bă, vine ok, fii atent că vine ok. Vorba aia, ei nu-i dai. Iar cu banii ăștia chiar putem face orice. Tati, dacă ai bulan și îi bagi la păcănele, poți să-i dublești, știi ce zic? România are, conform acestei formule și propuneri noastre de la Bruxelles, 19,6 miliarde de euro fonduri nerambursabile, la care se adaugă un potențial de peste 11 miliarde de euro sub formă de împrumuturi. Iată câte domenii în care România poate propune proiecte și poate accesa cu multă ușurință aceste 19,6 miliarde de euro. Deci cred că este o oportunitate fabuloasă. Da, e o oportunitate tip ne-a pus Dumnezeu mâna în cap. O să ne permitem și noi cireșe dacă ne vin miliardele astea. Să le dea Dumnezeu sănătate la oamenii aia că s-au gândit și la noi. Chiar, trebuie să dăm parandărăt, nu? Așa e frumos. Păi la valul 2 mai primim canci, bă, dacă nu suntem și noi cu obrazul subțire. Mergem cu un plic la doamna secretară de la UE, la domn director de la UE. Hai mă, așa se face, nu știm noi mersul. 33 de miliarde chiar sunt niște bani. 223 de miliarde de euro este PIB-ul României. Deci se simte ceva. E acolo un 15% din PIB. Cum să vă zic, dar cred că au chefuit și au cântat și au dansat firmele PNL-ului azi noapte mai ceva ca Teodosie la reînvierea lui Iisus. Trebuie să folosim această resursă în următorii ani pentru a putea aduce România acolo unde ne dorim cu toții din punct de vedere al nivelului de bunăstare. Planul de investiții este în acest moment în pregătire la nivelul guvernului pentru accesarea acestor fonduri și este un plan de investiții ambițios pe următorii 5 ani care va fi prezentat în perioada următoare. Ne. Eram sigur că începem cu de-astea. Un plan pe 5 ani. Doamne, doamne. Nu s-au mai făcut, mă, oameni buni, planuri de-astea? N-ați văzut că singurul plan e planul de o zi? Amintiți-vă planurile de acum 5 ani. Își amintește cineva ceva? Aveam alți lideri politici, alte partide? Ce bă cu aiurea la asta? Când a fost România țara planurilor pe mai mulți ani? O luați ca aceeași cămă cu cincinalul? Vorbind serios, tot ce-mi doresc este ca acest guvern să iasă din logica stupidă a austerității și a restructurărilor care în mintea lor înseamnă concedieri și cam atât. De parcă un om concediat e o problemă rezolvată. Uf, a scăpat de un salariu, super! Nu, mă, nu! Oamenii concediați nu dispar pur și simplu. Continuă să existe, să respire, să aibă copiii pe care îi aveau și înainte de concediere. Copii care mănâncă la fel de mult. Și când spun că ajută businessul, să ajute în principal dimensiunea socială, mă, oamenii, apoi profiturile și alte facilități. Da, dezvoltați afacerile, dar asta ca să aducă bunăstare pentru mai mulți, nu doar pentru un fond de investiții. Înțelegeți? Visează noaptea lingouri de aur. Ce-mi place e că în ultimii ani am și uitat cifrele dezastrului numit România. Mă mir că știm câți șomeri avem, dacă om știi. Adică n-a, ați văzut, Violeta Alexandru habar n-avea câți bugetari sunt. A zis că o să-i numere. Lasă-i, dragă, așa, fără număr, fără număr. Îi de ochi, nu de alta. E tare sensibil la de ochi, să știi. Autoritățile din România nu știu câți copii trăiesc în beznă. O estimare vine de la INS, care spunea anul trecut că există peste 98.000 de locuințe care nu sunt racordate la energie electrică.
De unde să știe statul român câți copii trăiesc fără curent electric? Lasă, bă, că le luăm tablete cu pedale. Păi da, dau la pedale și își produc singuri curent. Fac și mișcare. Ce știe statul câte WC-uri sunt în fundul curții? Câte comune fără canalizare? Câte școli fără avize de funcționare? Câte și mai câte? Tot ce vreți voi. Cum ar veni o vreme, am mai ținut cont, am mai numărat, dar după aia am zis, dă-le încolo, Doamne, iartă-mă, că și așa nu le rezolvăm. De ce să le mai ținem seama câte sunt de alea, câte de celelalte? Punem totul la grămadă. România e o chestie vrac. În momentul septembrie, noi ne dorim ca niciun copil să nu mai fie în imposibilitatea de a apela la tehnologie. Asta doar dacă îi luați acasă la dumneavoastră pe probabil zecile de mii de copii care n-au curent la ei acasă. Deci mai tăiați din tabletele alea sau urcați copiii pe stâlpii de electricitate când încep orele. Păi e circ pur și simplu. Bine, stați puțin să ne înțelegem. Eu când zic că doamna Anisie împarte tablete, nu-s cretin să cred că asta se va și întâmpla. Haideți, bă, ce naiba. Ia uitați aici exemplu de Românie vrac, vărsată. Sute de mii de măști ar fi trebuit să iasă zilnic, de exemplu pe porțile fabricii Romarm, unde se fac în mod normal muniție și arme. Dar liniile de producție aduse din China cu $1 million nu funcționează cum ar trebui. Și la o lună de la marele anunț că România va produce aceste măști, statul n-a vândut nici măcar una. A, vă amintiți ce nebunie a fost? Bă, pornește Orban producția de măști, sunteți nebuni. Au cumpărat mașină de făcut măști din China, se uită la ea că nu știu cum să lucreze. Sau au frecat-o până au stricat-o. Nici nu știu dacă e stricată. Păi dacă nu știu cum merge, de unde să știe dacă e stricată? Auziți aici discuție cu directorul Romarm. Puteți să-mi arăta și mie o mască? O ce? O mască de la Romarm. Aveți? Sincer, cred că da. Asta este? Asta este ceva din Turcia. Asta? Asta e tot Turcia. Acestea? Vietnam. Să rog pe cineva să aducă, sper că mai avem vreo cutie de mărți de la noi, vă aducem să vă arăt. De niciun fel. Poate. Nu sunt? Dă-le, domne, încolo de măști, că importăm la banii noștri. Iar noi vorbim de tablete și de învățământ online. Haideți, bă, fraților, că până la online ne omoară offline-ul. Nu putem să producem niște petice de pus pe față, mă, dar vrem să avem economie performantă, educație de nivel european. Ce aveți, bă, fraților? Eu, sincer, în fiecare zi mă mir că mai existăm. De aici și proverbul unde nu-i cap. Vai de picioare. Vă mai amintiți voi de secția specială? Haideți că se vorbea zilnic despre ea. Cea care ancheta infracțiunea ale magistraților. Ei bine, USR are un proiect de lege prin care vrea să o desființeze. De ce? Păi, în primul rând, pentru că e făcută de Dragnea. E aceeași logică pe care o are Orban. Dărâmăm tot la Belina, că e construit de Dragnea. O mare maturitate în gândire, da. De zici că nu s-au dat bani pe acele construcții. N-au muncit niște oameni acolo. Folosiți-le, mă, faceți turism, chestii. Nu înseamnă că dacă au fost făcute sub mandatul lui Dragnea, trebuie demolate. Cum vă spuneam, secția specială. Ei, a venit și poziția CSM pe acest subiect. Avizul de la CSM, da? Avizul este negativ. Ua, ua, ua. CSM se opune așadar desființării acestei secții. Cum ce facem? Păi desființăm și CSM-ul, da, bravo, mă, păi ce facem aici, ne jucăm? Aviz negativ din partea membrilor Consiliului Superior al Magistraturii pentru unul dintre proiectele de lege privind desființarea celebrei secții speciale pentru magistrați. Ai, pe cât de mare e sărăcia în țara asta, pe atât de mare e și populismul. Că așa se întâmplă, cu cât crește sărăcia, cu atât se umple televizorul de salvatori. Am făcut un referendum ca să se legifereze mult mai atent în zona justiției, da? Ei, ideea e că ne convine asta doar când e în avantajul nostru. Dacă nu e, bag picioarele, mi-au mașinuțele și mă joc singur.
Dragnea s-a folosit de Ministerul Justiției ca să scape de pușcărie. Ce facem? Desființăm ministerul? De orice instituție până la urmă te poți folosi într-un mod malefic, atâta timp cât găsești un ciordache slugarnic pe care să-l pui acolo, nu? Dosarele care nu mai au loc în camera de arhivă sunt dosite pe holurile înguste ale clădirii. Tribunalul, având dosare foarte complexe, sunt foarte voluminoase, iar spațiul este insuficient pentru depozitarea acestor dosare. Practic, observăm că anticorupția a distrus în primul rând justiția. Singura preocupare a partidelor noastre este cum să dea bine în fața electoratului, arătând cât de mult luptă ele împotriva corupției. Ăsta e populist, bineînțeles. Judecătoria Drăgășan funcționează în acest sediu de peste 100 de ani. Atunci când plouă, plouă în instanță. Condițiile sunt îngrozitoare. WC-ul, căldura când venim lunea, este dezastru. Murim de frig, înghețăm. Na, în acest timp se prăbușesc instanțele de mizerie. Nu există arhive. Judecătorii au sute de dosare de care nu-și văd capul. Și câte și mai câte. Probleme de care oamenii din justiție vorbesc, dar nu interesează pe nimeni din politică. Nu interesează pentru că noi, cei din politică, ne ocupăm cu anticorupția, domne, da, noi suntem vedete, o ardem cu ce place publicului. Să vă spun acum o poveste foarte tristă. Acum două zile, CSM a dispus un control pe toate dosarele din 1 februarie 2014 până în prezent, în care a fost vorba de viol de minori sau act sexual cu un minor. De ce? Pentru că au existat foarte multe decizii în care instanța spunea că o fată de 11 ani, de exemplu, a consimțit să facă sex cu un individ de 52 de ani. Și că nu e viol, nu, pur și simplu a cedat omul în fața avansurilor irezistibilei fetițe de 11 ani. Nu vorbim despre un caz izolat, atenție, vorbim despre un fenomen. 3 din 4 cazuri de acte sexuale cu victime copii sunt judecate în instanțele românești ca fiind fapte consimțite. Bă, ți explodează mintea! Anul trecut, arată datele Poliției Române, au fost reclamate aproape 100 de cazuri de violență domestică pe zi, adică peste 35.600 de astfel de situații, din care mai bine de jumătate în mediul urban. Iată, iată o cauză pe care un partid trebuie să o aducă în Parlament. Trebuia. Iată o cauză de o infinită tristețe pentru o țară în care violența domestică e la cote ciudate și în care femeia e încă tratată ca inferioară bărbatului. Și iată, iată o mare, mare problemă a sistemului judecătoresc. Ați auzit vorbindu-se despre asta? Nu, știu că nu. Dar lăsați, o dăm înainte cu anticorupția. Dar știți cu care anticorupție? Aia PSD-istă, nene. Că aia liberală, cele 33 de dosare deschise de DNA, asta-i de-aia bună, da. Ăsta e populismul. Iar populismul ratează însănătoșirea societății pentru faptul că populismul exploatează o anumită temă în interes pur electoral.